Într-un părăția ta pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni într-un părăția ta. Fericit cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericit cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericit cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericit cei ce flămânzesc și se dușează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericit cei milostivi, că aceia se vor milui. Prin mâncare a scos din rai vrăjmașul pe Adam, iar prin cruce a adus Hristos întrânsul pe tâlharul, care ne striga, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta. Fericit și-ai curat cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Închinu-mă patimilor tale, slăvesc și învierea cu Adam și cu tâlharul, cu glas lumina stricție. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiind lui Dumnezeu se vor chema. Răstignitul de cel ce ești fără de păcat și în mormânt ai pus de voie, ci ai înviat ca un Dumnezeu, împreună cu tine sculând pe Adam, care ne striga, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta. Fericiți cei izgoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Biserica ta cea trupească cu îngroparea cea de a treia zi o ai sculat, și împreună cu Adam, pe cei din Adam i-ai înviat, Hristoase Dumnezeule, care striga, pomenește-ne când vei veni într-o împărăția ta. Fericiți veșnic, că vă vor ocare pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Venita milonosințele plângând, la mormântul tău, Hristoase Dumnezeule, foarte de dimineață și în veșminte albe au aflat pe îngeri șezând, care le-a strigat, ce căutați în viața Hristos, nu mai plângeți de care i-ai și trimis la neamuri să învețe
și să-i boteze pe ei. Sfântul Duh, toți împreună să lăudăm, strigând și grăind preasfântă treime, mântuiește-ne pe noi, pretos. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Prin Maica ta o aducem ție, pentru rugăciune norodul tău, Hristoase, pentru rugăciunile ei, dă-ne nouă îndurările tale, Bunule, ca să te slăvim pe tine, cel ce ai răsărit nouă din mormânt.